Astăzi o să încerc să fac o lustră. Ceva ambiental, nu pentru lumină. O să folosesc pentru abajur niște pătrați de 2x2 din lemn de stejar. O să-i tai la 20 de centimetri. Și o să fac un pătrat, pentru că e o formă mai simplă. Pe bucata asta de lemn pot să o folosesc ca bază. Așa. Așa. Rotundă. Pentru a prinde bucățile de la abajur o să folosesc tijă filetată. Am 3 dimensiuni capete rămase. O să încerc să văd cum mă descurc cu ele. Așa, pentru piciorul lustrei o să folosesc tija, o să o pun centrat. Așa, și pe urmă pe ea o să bag bucățele de lemn. Felii de lemn, se zice. Să vedem ce o să iasă. Așa, am găsit un fasung sau dulie, cabluri pentru ea, o să folosesc unul cu împământare, cu toate că n-are nevoie de împământare, că e de lemn, dar cablurile mele fără împământare au fost roase de cățel. Asta e, așa e când ai copii mici. Acum încercăm să vedem ce. Până acum am decupat baza, am dat gaură pentru tijă, am dat gaură pentru fir. Firul o să vină dintr-o parte ca să nu răstoarne baza. Așa. O să o frezez un pic pe margini să arate mai binișor. Urmează să tai și bucățile astea. Toate la 20 de centimetri, să tai și tijile și revin. Pătrații mei n-au fost chiar pătrați și asta n-a ieșit tocmai pe cât vroiam eu de drept. E un pic șui. Cam ca tot ce fac eu. Nu e chiar egal. Asta e mai scurt un pic. O să-l las așa deocamdată. Bine, o să-l finisez când o fi mai cald. Acum să fac. Deci am dat găurile, am băgat tijile pe colțuri și asta ești. E destul de solid. Nu e o problemă. Nu se spare. Am băgat tija în bază. Am băgat și firul. Acum o să trebuiască fiecare bucățică de felie de asta de lemn să-i fac două găuri. Una în care va veni tija și una prin care va veni firul. Era bun dacă era fir mai subțire. Da. Da. Dăm drumul la treabă și revin, cred că după ce pun fasungul. Sau... Am început să bag felii pe tijă și pe fir. Merge destul de greu. Trebuie băgată fiecare în parte. Și nu știu câte o să încapă. O să trebuiască să mai fac felii.
termin și eu asta. Am ajuns la stadiul ăsta. Așa arată piciorul. Din felii de lemn. Asta l-am pus aici ca să suporte abajurul. A. Da. Așa. Asta o să vină prins în șuruburi aici. Nu o să fie chiar centrată. Pardon, aici. Da. Măcar într-un șurub, că nu trebuie, nu tragi nimeni de ea. Așa. Și după aceea o să vină în cap, bec, întrerupător. N-am avut. O să iau unul din ăla de pus pe fir. Ăsta e fir cam gros. Ar trebui schimbat și ăsta. Nu cred că mai suportă ea schimbări prea multe. Cred că o să rămân așa, deocamdată. Bun. Revin cu rezultatul final.